La Varna, cei trei șefi de guvern au discutat și despre aderarea României și Bulgariei la zona de liberă circulație și au decis să insiste pe lângă cele două state care s-au opus, Austria în cazul țării noastre și Olanda pentru țara vecină. România îndeplinește toate condițiile tehnice de peste 10 ani de zile. Eforturile din ultimul timp ale Bulgariei de a închide toate dosarele în ceea ce privește statul de drept s-au finalizat, au fost recunoscute și de către Comisie. Aderarea Bulgariei și României la spațiul Schengen va crea o Europa mai puternică, susține și premierul grec Kyriakos Mitsotakis, care promite să aducă argumente în favoarea celor două țări în discuțiile cu statele care se opun. Και αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε χερσαία σύνορα ελεύθερης διακίνησης αγαθών και πολιτών και προφανώς εάν θέλουμε να υλοποιήσουμε αυτό το φιλόδοξο σχέδιο ενός πιο ενιαίου οικονομικού χώρου. E un moment dificil în relațiile internaționale, iar Europa trebuie să se arate unită. Aderarea României și Bulgariei până la finele anului ar crește nivelul securității Uniunii, spune vicepreședintele Comisiei Europene prezent la Varna. It will entail more and better controls at our external borders instead of concentrating resources in our internal borders. Both countries have done substantial progress in addressing the high migratory pressure, but also to facilitate Europe's supply chains that have been tested during the recent years. În iulie anul acesta, Parlamentul European a adoptat o rezoluție prin care cere includerea Bulgariei și României în zona Schengen până la sfârșitul acestui an.